Și în al patrulea rând este faptul că, din păcate, nu există acces la televiziunea publică. Eu amintesc că în 98-2000, când era Alianța pentru Democrație și Reforme, a fost așa ceva. Să nu uităm că recent și adunarea parlamentară a Consiliului Europei a recomandat ca să aibă acces la televiziunile publice și partidele extraparlamentare. La noi, mi se pare că nici cele parlamentare nu au încă îndeajuns, să sperăm deja avem că acest lucru da, se va schimba. Deci, până la urmă, astea sunt motivele, dar noi avem echipă. Vreau să vă spun că, în pofida încercărilor reprezentanților partidelor de guvernământ, peneliștii au rămas pe loc, nu au mers la urmărind diferite ispite sau diferite oferte. Deci noi avem echipa, totul plasăm pe site. Acum urmează să ne reluăm activitatea în teritoriu și noi vom informa prin mijloacele noastre. Este altceva cum este interesată presa ca să oglindească întreg procesul politic, inclusiv activitatea partidelor extraparlamentare. Listătorul Tudor din Petroșani constată că politicienii din Republica Moldova nu ar cunoaște istoria. Care este poziția partidului dumneavoastră referitor la istorie și inclusiv la afirmația vizitatorului că politicienii nu ar cunoaște istoria? În calitate de deputat, în Parlamentul trecut am fost inițiatoarea, când eram încă în cadrul AMN, ca să avem discuții despre istoria românilor în lupta care exista atunci prin efortul comuniștilor de a înlocui cu istoria integrată. Chiar am plasat pe internet niște studii făcute în laboratoare KGB-sto-tkaciuchiste de înlocuire a istoriei românilor cu istoria integrată, având în vedere și un nomenclator de istorici care să fie compromiși, atrași, ispitiți sau șantajați pentru a participa la acest proiect odios împotriva adevărului istoric. Cred că nu le-a reușit, nu le va reuși. Iar cât privește cunoașterea istoriei de către politicienii noștri, aici este o problemă cu mult mai adâncă. Sunt politicieni care au studiat România și cred că au făcut o istorie adevărată. Sunt politicieni care au învățat în Republica Moldova, dar mai prost și n-au manifestat interes. Dar sunt și politicieni care consideră că istoria Republicii Moldova este istoria URSS. Iată, este de dorit ca asemenea politicieni să fie cât mai puțin în orice parlament. Un alt vizitator constată că dumneavoastră ați fost una dintre cele mai active persoane din Parlamentul în perioada 2005-2009 și cu toate că ați avut foarte multe sesizări la diferite ministere, în același timp înregistrați o popularitate scăzută în rândurile populației. Cum se explică acest fapt? Am avut într-adevăr cele mai multe interpelări în Parlamentul trecut, vreo 500, dar din păcate oamenii nu înțeleg un fapt simplu. Nu deputatul rezolvă problemele, ci instituțiile publice, instituțiile de stat. Eu nu am aruncat nicio interpelare la coș. Pe toate le-am readresat, deși a fost o muncă sisifică, pentru că instituțiile controlate de comuniști nu dădeau răspunsuri adecvate, nu se străduiau să forțeze aplicarea legii și oamenii au rămas dezamăgiți. Din păcate, cultura politică, lipsa de acces timp de 14 ani la televiziunea publică a persoanelor cu viziuni reformatoare, democratice, a făcut astfel ca oamenii să nu înțeleagă de fapt ce înseamnă un proces democratic, ce înseamnă conducere, ce înseamnă putere, ce înseamnă opoziție, ce înseamnă instituții publice, ce înseamnă presă liberă, ce înseamnă respectarea legii, statul de drept. Și din această cauză avem situația dată. Chiar am făcut o declarație în Parlamentul trecut și am explicat de ce interpelările oamenilor nu și-au efectul. Era vorba de controlul din partea comuniștilor. O altă cauză ar fi totuși, chiar dacă nu place unei bune părți a societății, să o subliniez, societatea noastră încă nu este gata ca să accepte o femeie lideră. Deși Partidul Național Liberal este gata, și dacă urmăriți site-ul, blogul meu, vedeți care sunt conducătorii Partidului Național Liberal, membrii DPN, membrii BPC și liderii teritoriali. Avem și femei, avem și foarte mulți bărbați pe care nu-i deranjează că eu sunt femeie. Între altele, în context, aș spune că Iulia Timoșenko, care astăzi se zbate pentru a ajunge președinte al Ucrainei, cred că a oferit un exemplu extraordinar de combativitate și de luptă pentru
un sistem de valori, indiferent de faptul cine luptă. Deci dacă ea va reuși sau avea să reușească, eu cred că aveau să fie sparte niște stereotipuri de care suferă încă și societatea moldovenească. Vizitatorul Black T vă întreabă în ce măsură este posibil ca Partidul Național Liberal și Partidul Liberal să se unească sub conducerea lui Dorin Chirtoacă, având în vedere o anumită apropiere ideologică a acestor partide. Este adevărat că noi ne situăm aproximativ pe aceleași poziții doctrinare și ideologice. Mesajul, orientare, valorile împărtășite sunt practic aceleași. Este tot atât de adevărat că Partidul Liberal, acum fiind reprezentant al populației în puterea, în puterea formată a Republicii Moldova, în funcție de situație și de conjunctură, într-un fel își deviază mesajele. De exemplu, au sprijinit într-un fel faptul că noi suntem în CSI, adică nu au spus tranșant că trebuie să ieșim, au avut și mesaje mai puțin adecvate legate de retragerea trupelor sau de cine este responsabil de acest lucru, vorbesc de trupele rusești. Despre NATO, eu cred că Partidul Național Liberal trebuie să rămână cu acest mesaj clar, iar cât privește apropierea de PL, vreau să vă spun că au fost chiar eforturile noastre și în campania electorală și chiar recent și cred că va avea loc o apropiere, cel puțin eu sper. Și am spus public, repet, Mihai Ghimpu, acum având în vedere funcțiile extraordinar de importante pe care le deține în stat, ar trebui să intre în istoria modernă a Republicii Moldova ca un unificator al partidelor liberale, pro-Europa, care împărtășesc valorile românești, apropierea de România și acest lucru, desigur, că ar trebui poate să fie sub conducerea unor tineri, ca Dorin Chirtoacă sau alți tineri. Dar puteți să spuneți care partide aveți în vedere când spuneți partidele liberale? Da, desigur. Am în vedere Partidul Național Român, Partidul European, Partidul Național Liberal, Mișcarea Acțiunii Europeană. Eu nu exclud acum, se vorbește că s-ar putea să își revadă afilierea la familiile europene. De exemplu, Partidul Liberal nu știu dacă face parte din familia Partidului Popular European sau din Internaționala Liberală, dar cred că, având în vedere colaborarea cu PDL, se va apropia de Partidul Popular European, așa cum este și PLDM, cum era PPCD și cum acum dorește mai e. În privința asta, noi urmează să mai vedem. Ceea ce pot spune este că dacă se va tărgăna în privința unificării dreptei a forțelor de centru-dreapta, s-ar putea ca să ne trezim cu o reprezentare mai subțire în viitorul Parlament, am în vedere a celor care reprezintă cu adevărat lupta pentru valorile naționale, pentru că mai sunt partide liberale care sunt ceva mai globaliste sau cosmopolite, cum le spun eu. Vizitatorul Pepe susține că și acum mai simțim rămășițele fostului KGB pe teritoriul Republicii Moldova. Ce părere aveți despre acest aspect? Partidul Național Liberal pledează absolut ferm pentru legea lustrației și consideră că oamenii șantajabili care au deținut funcții în organele sovietice și în nomenclatura comunistă nu trebuie să conducă Republica Moldova. A avut acest mesaj Partidul Liberal, dar acțiunile lor ulterioare, deciziile de coalizare i-au făcut ca să abandoneze această poziție. Noi însă considerăm că așa trebuie, mai mult decât atât, Partidul Național Liberal are și un cod deontologic care prevede că cei care au colaborat cu securitatea nu pot deține funcții în PNL și nu pot fi promovați la funcții publice. Mai consider că trebuie foarte multă voință politică și intelectuală pentru a decaghebiza clasa politică. Și dacă noi acum pretindem că Alianța pentru Integrare Europeană este pro-europeană și are un conducător al SIS, care sperăm este sub controlul AIE, înseamnă că nu văd niciun pericol pentru a desecretiza ceea ce este de desecretizat aici. Pentru că se mai susține că unele dosare nu sunt acasă. Mai pot spune că sunt unicul deputat care am făcut toate demersurile față de SIS și am răspunsuri primite într-un mod absolut sigilat, referitor la orice dosare, documente, scrisori referitor la persoana mea. Până la schimbarea guvernării? În regim comunist. Și mi s-a răspuns, mi-a răspuns chiar domnul Ursu atunci, destul de rapid, am primit prin secția de cadre a Parlamentului răspunsul că nu dețin absolut nimic împotriva mea, pentru că nici nu pot deține. Eventual poate au ceva că m-a filat cineva.
dar în sensul că eu să am vreo implicare, eu sau soțul meu, absolut nu am colaborat niciodată cu nicio structură de securitate. De niciunde nu am niciun document scris împotriva nimănui, nici nu știu cum funcționează securitatea. Ați făcut răspunsul de la SIS? Da, le-am toate aceste răspunsuri, nu le-am publicat încă pe blog, dar le-am toate în dosarele mele. Ar fi interesant. Am să le fac publice pe toate.